Doamnă și domnule, bine v-a regăsit! Cu un pic de întârziere, că până vin din grădină, până în alta, și dacă vă uitați la mâinile mele, să știți că sunt de pământ, atât că am putut, m-am spălat, dar până acum am lucrat. Până acum am lucrat și m-am tot gândit la o chestie. Ce să ne apucăm noi acum de Tăricianu, care oricum va avea niște scandaluri imense în partidul lui, s-ar putea să fie și schimbat, ultimele surse așa zic, ce să ne ocupăm de dăncilă, ca asta săraca, bă, Chiar îi proasta statului. O mers, îi huiduită peste tot și în loc să se gândească oare de ce-s huiduită și de ce strigă lumea în după mine, ea zice să fie o lege cu calomnia și să, să i rezolvăm pe ea care strigă după mine. Deci nu... Mă, prostul, dacă nu-i fudul, dracu să ia. Ok, dar mi-o sărit în ochi o știre, în weekend, și azi mă să, să vorbim despre asta. Pentru că, s-a creat un automatism în presa românească de a nu vorbi decât despre evenimente, nu și despre analiză. Știrea era, domnule, vine FIFOR, ia uite la aici, că vrea să știe câte școli n-au apă potabilă sau budan sau toaletă. FIFOR. Vicepremier. Sigur că laudă Sputnicul. Bă, să-ți vină vicepremierul și să se intereseze de cum merg copiii la Budă sau de, cât, de unde beau apă, asta dincolo de penibilul situației de secolul XIX. Dar România este în secolul XIX. Asta ar fi trebuit să, să, să creeze o dezbatere. La fel cum ar fi trebuit să, să creeze o dezbatere știrea de pe vremuri, cum că guvernul a deblocat banii pentru dezăpezirea iașului în luna martie. Și nimeni nu s-a sesizat. O zi, bine că ne o da bani. Asta înseamnă, tată, centralism. Înțelegeți? Eu știu că unii mă suduie, domnule, ăla e ăla cu autonomia administrativă și financiară. Da, tată. Eu sunt ăla cu autonomia administrativă și financiară. Dacă vreți, puteți să mă pe Facebook. Dacă nu pricepeți, puteți să vă scoateți și banii de pe Patreon. Pur și simplu, eu nu renunț la ideea asta pentru că este ideea care este benefică pentru toată Europa și funcționează în toată Europa. Adică, autonomia asta, regionalizarea, descentralizarea, zic cum vrei tu, înseamnă transfer de atribuții și responsabilități. Adică, tovarășul vicepremier nu are ce căuta și nu are nici în, clinic, nici în mânecă cu, dacă e văruită, Buda din curtea din Văscăuț. Sau dacă este apă potabilă la nu știu unde, prin Pocloș. Da? Alea aparțin comunității locale. Doar că la noi comunitatea locală nu poate să facă aproape nimic. De ce? Pentru că nu are autonomie financiară. Ce e autonomia financiară? Înseamnă că dacă am 10 firme, alea 10 firme din sat își plătesc impozitul pe profit la mine. Chiar dacă sunt mari. Guvernul ce zice? Domne, dacă ai 10 firme și dacă mergi tătă la prăvălie și cumperi și bași banii în TVA, TVA-ul vine la băiatul, dacă ai firme mari, vin toate la băiatul la București și ție îți rămâne ce, câte ceva din impozitul pe salariu și mai vedem noi la rectificare. Ba, asta este o mare porcărie. De exemplu, este o firmă celebră de brânză, Crocland, o să-i zic, nu o să numele, care face brânza la Sovata și la Sighișoara, unde plătește impozitul, la București. Ia uite acolo. Sunt o grămadă de regii de stat și agenții de stat care, deși sunt în Vaslui, în Sighet, în Megidia sau în Lugoj, toate sunt arondate la București, că, vezi, Doamne, Bucureștiul este inima țării. În momentul în care sistemul este hipercentralizat, țara se blochează. Nu se blochează numai că nu se pot face și de astea. Se blochează la nivelul mult mai spurcat al mentalității omului politic. De ce? Pentru că omul politic nu poate rezolva nimic fără ștampila de la București, omul politic când merge în parlament, merge cu proiecte de consilier local. Domnule, votați-mă să ajung în Parlament că eu văruiesc școala de nu știu unde. Votați-mă să ajung în Parlament, că am văzut eu la voi în comună că podețul e stricat și îl repar. În momentul în care omul politic, parlamentarul, ajunge la București, ce se întâmplă cu el? Și asta nu o recunoaște că niciun partid. Pentru că niciun partid ori nu se pricepe, ori e prea prost, ori nu vrea să facă descentralizare. În momentul în care ajunge parlamentarul la București, cei mai mulți ce fac? Se transformă în niște lobiști. Ca să nu zic, am zis cel mai elegant pe lângă miniștri. Știi, ministre, de la mine din județ au venit cele mai multe voturi, dăm și mie, că am promis că repar podețul acolo în comună, și dăm și mie niște bănuți ca să vă școala. Asta ar fi trebuit să fie apanajul consiliilor locale. Consiliile locale care trebuie să aibă sănătatea, cultura, școlile, o, mulți, mediu, o mulțime de competențe trebuie să fie la consiliile locale, consiliile județene, consiliile regionale. Dar noi nu avem regiuni, că s o speriată ăștia că fuge nu știu care cu Da, Nu se poate face. De ce? Ce fac guvernanții noștri de 30 de ani? Când descentralizează, descentralizează responsabilități. Adică vezi că școlile tu plătești, la școli tu plătești salariile, spitalele tu le zugrăvești și centralizează resurse. Adică, văruiește spitalul, dar banii sunt la mine la minister. Păi dăm bani să-l văruiesc. domnule, nu, nu avem fonduri. Bine mă, dați banii mei. Nu contează. E, aiurea. Dăm bani să fac școli. domnule, nu se poate, că banii sunt la minister. Și tu la minister ce faci? Păi eu la minister stau, că de asta stau, că e stat. Și voi, politicienii, când puneți 6% din PIB ca să putem face una și alta? A nu vă interesează pe voi comunitățile locale, a voi trebuie doar să cotizați bănuți ca noi să putem face metrou, de exemplu. Știți că pentru metrou din București, pentru că sistemul este unul hipercentralizat, este plătit și de ăla din Vaslui, și de ăla din Sighet, și de Lugojan, și de omul din Mergidia. Toată țara plătește pentru metrou din București. De ce? Sunt oameni care nu ajung niciodată în București. Sunt oameni ca mine care nu vor să ajungă în București. Nu. No. De ce să mă duc în București? De ce să plătesc metrou în București? Și atunci ajunge la niște aiureli extraordinare care pur și simplu îți colmatează sistemul de selecție a omului politic. Uită-te că din, din, de 30 de ani omul politic se transformă din ce în ce mai tare în maimuță. Păi dacă mă uit la ce oameni erau în 90, 95, 97, 2000, mă dacă mă uit și la epoca Anastase, ăia erau niște oameni citiți. Acum deja am ajuns la o epocă în care toți repetenții, lozele, spurcații care habar n-au să conjugi un verb în limba română, au ajuns miniștri tata. Și în nimeni în drum, uh, ei știu că lumea nu i în seamă. Cine le ia Pe Cuc, de exemplu. Uită-te la el, pus de nu știu care arsene de la Piatra Neamț, prieten cu drag, ne facem dregem. Cine ia în seamă, de exemplu, pe ăla de la muncă, băiatul ăla, Puțoism ideologic vine, stă, să screme, să ne explice că e 114, nu se mai pot plăti pensiile. Și ce au făcut ăștia? Pentru că sunt niște puțoi. Sunt niște tipi, fără nicio cultură, care nu apar în niciun nomenclator al valorilor politice din ultimii 2050 de ani. Da? Ei vin la șantaj. Și uite ce au făcut Orlando. Orlando, Ministrul Finanțelor întotdeauna și veșnicul lucrător la stat. O zi într-o fabrică nu lucra să vadă ce face patronul ăla. Se gândește, uh, moare de spaimă când îi vine fiscul, uh, plătește întâi taxele, ce face ca să dea salariile? Nu, ăsta nu. Toată, viața lui a fost la stat. Băgat acolo pe lângă Iliescu, pe lângă politică, la 24 de ani era Ministerul de Finanțe. Nu că ar fi fost geniu, era un învârtit. Și acum a învârtit. Da? Și vine ăsta și zice, băieți, mărim pensiile de acum. De ce? El știe că va pleca de la guvernare. Și atunci vrea să arunce țara în aer. Numai că ăla care ține grenada care aruncă țara în aer, să nu fie un PSD, să fie unul de ăsta care vine după aia la guvernare. Penelist sau userist sau ce o fi. Chestiunile astea ar fi trebuit puse în codul penal. Mă. Și cred că sunt în codul penal dacă mă gândesc la ce înseamnă devalizarea economiei naționale și trebuie să fie acolo în partea specială a codului penal, cum era înainte. Dar acum nu mai funcționează. Nu mai funcționează că pentru că băieții ăștia s-au blindat cu niște legi și dacă mâine, dacă mâine să zicem că vând țara asta, merg la Moscova și zic, sub semnat la Dăncilă, vând una bucată țară Românie, defectă puțin, poate fi oblojită, chituită, o vând la Putin. Nu poți să-i faci nimic. Pentru că va veni și va spune cu privirea ei subtil bovină, Domnule, a fost un act politic și nu mă puteți condamna pentru asta. Bă, dar pentru chestiile astea, pentru actele astea politice, unul a fost împușcat de Crăciun. Cum ar fi să putrezeți voi în pușcărie, să mirosiți așa a putregai de la Jilava încolo până la Rahova, să vi se întâlnească mirosurile pe la budă când scăpați săpunul? Uite, de exemplu, mi se pare foarte civilizată chestia asta. Toată nebunia asta vine din centralism. De ce centralism? Eu știu că acum mulți vor spune, domnule, dar pe păi ce ne interesează pe noi centralismul când uite ce fac ăștia în țară? Este un efect al centralismului. Centralismul pur și simplu îți face ca sistemul de selecție de la partide până la firme, până la ce vrei tu, să fie defect. O, o putere exclusivă, o ștampilă exclusivă, naște corupție. Gândește că în mâna unui singur om din minister, stă ștampila care decide o grămadă de chestii în țară. Ceea ce nu e normal. Nu s-o da concurs pentru omul cel mai deștept om din țară. Cel a fost numit din nu știu care ministru sau nu știu care dracu să-l din partide. Uite aici. Situație fără precedent în Covasna, da? Un drum județean care n-ar fi trebuit să fie apanajul guvernului. Blocat de ordonanța 114. Ordonanța lăcomiei. Pur și simplu. Deci ăștia, din două fraze puse în ordonanța aia, au făcut praf și pulbere economia. Și dacă îi zici ceva, uite aici, o asta la Constanța, mândra noastră, cea fudulă, sprijinită în cap de rimă. Da? O oh, huidito, analfabeta, analfabeta. Ce vrea? Incriminarea calomniei și defăimării, tată. Bă, până la urmă, eu cred că totuși să mă ierte trăitorii în sudul țării, dar politic vorbind, sudul țării este nu doar altă țară, ci este și alt continent. Fără supărare. Și în Ardeal, și în Moldova, și în Banat, și în Bucovina sunt politicieni mârlani. Peste tot în România găsim tântălăi și politicieni la care îți vine pur și simplu să le dai un șut în cur. Dar nicăieri nu găsești ca în sudul României acel politician care se uită în ochii tăi și zice: "Bă, tricoul tău e verde." Și tu îi zici: "Taș mă că e portocaliu." Și știi ce face? El dă o lege că e verde. Scurt. Diferența față de celelalte regiuni în sud la omul politic. Încă o dată vorbesc doar despre omul politic și cu părere de rău pentru oamenii obișnuiți care trăiesc sub omul politic din sud. Ca să fiu bineînțeles. Diferența este esențială. Ăla din sud, omul politic, va da o lege că tricoul meu este verde și să nu mai comenteze nimeni că ei au ajuns la guvernare și poporul i-a votat și de-aia ei merg înainte. Cu tricoul meu verde. No. În Moldova sau în Ardeal, dacă îi spui, bă, îi portocaliu, stă, încearcă să te convingă, până la urmă ce de mă dracului că ești nimurug și pleacă. Pentru că a fi om politic în Ardeal și și în Moldova nu e așa de mare lucru ca în Sud. În Sud, omul politic este un prilej, este un, un staroste al bogățiilor. Și la noi se îmbogățesc, stai liniștit. Și în Moldova se îmbogățesc, dar n-au putere absolută. N-au puterea aia absolută pe care ți-o dă sărăcia celorlalți din jur. Pentru Madame Dăncilă, întotdeauna, când mă uit la, la, fazele astea pe care și le pune ea, știi, să înainte și eu, eu sunt fac și drec și răi, i s-o ei pata că ar putea fi președintă și nu, femeia are limitele ei și trebuie să o înțelegem. Întotdeauna mă gândesc cu drag când o văd pe asta la o secvență pe care musai, musai să vă arăt. Ia uite -o aici. Din la Cluj. Aici o alungau pe Dăncilă și Dăncilă fugea în cuii sufletul ei de deșteaptă. Asta a pățit Dăncila la Cluj. Cum să nu spice bine o astfel de secvență? Știi de ce? Dăncile nu au pățit nimic. În afară de faptul că s-a făcut de rușinea satului și că o râs lumea în Cluj două săptămâni și toate gazetele astea care încă mai aveau curajul să dea în PSD, că nu luase răbani încă de la PSD, da? Râdeau de ea. Păi nu i s-a întâmplat nimic. E un lucru bun pentru că noi, noi, nu vrem violență. Dar vrem să fie băgați în derizoriu, tată. Ăștia nu au ce căuta. Mai țineți minte, sibienii l-au alungat pe Dragnea de la Sibiu. Ei o intrat numai prin ușa din spate. O mers la Hunedoara, o mers cu duba prin spatele sediului. Peste tot oamenii ăștia trebuie alungați. Decent, strigând după ei tot ceea ce au promis și nu au făcut. Pentru că să-ți vină dăncilă, ai văzut că în ultima vreme nu mai merge în orașele mari? Nu, merge la țară a mers în județul Brașov, nu, în județul Argeș la Bogați, comuna Bogați. A mers acolo că la țară lumea are bun simț, nu prevăzu oameni politici și atunci când vezi tu la ei, doamne, că vin prim-ministru la noi, ai e mine și merge acolo și ai trage o limbă, o metaforă, vai da ce comună frumoasă aveți și toți să iasă udă de fericire pe la lobul urechii, da? își pun tricoloarele și dintr-o dată se simt împliniți ca cetățeni români. Nu, tată, nu asta este vocația unui om politic. Un om politic adevărat vine și spune în față. Uite, l-am auzit pe Ungureanu, pe Emanuel Ungureanu. Îl au venit în față și au zis la Digi24, domnule, să mai terminăm un pic, că toți suntem hoți. Uite, eu nu sunt hoț. Hai să spunem drept că nu politicienii merg și aruncă peturi în Dunăre sau își lasă gunoaiele sau să cacă pe la copaci. Pur și simplu, tovarășul cetățean al României, în marea lui majoritate, marea așa, cetățenii, da, fac lucrurile astea. Lasă mizerie, scuipă pe jos, flegmează. Da? Astea trebuie spuse. Numai că sunt foarte puțini politicieni care pot să spună chestia asta. De ce? Partidele mari, într-un fel sau altul, seamănă cu niște curve bătrâne. Așa cred eu seamănă cu niște curve bătrâne, au făcut centura cât o făcut și acum se mai întâlnesc la o cafea să dezbată oare cum să facă ceva să trăiască. Adică se întâlnesc PNL cu PSD. Au aceleași metehne. E adevărat, PNL-ul n-a încercat niciodată să ia România dinspre vest, să -o, o pună spre est. Niciodată. PSD-ul a încercat mereu lucrul ăsta pentru care în ADN apropierea de Estul Moscovit, să zicem așa. De la Iliescu, de la cine vrei tu, ăștia de stângă au rămas, dar o stângă de a pro-Moscova, pro-China, pro-naiba În mod normal, așteptam de la PNL un fel de resetare, exact cum o zis tovarășul Iohannis. O resetare a statului. Până faci desetarea statului, faci desetarea partidului. Și am văzut o știre, un lider local din Gorj, mi se pare, atacat de un bătrânoc de la PNL. De ce? Că eu zis la el, mă, cum poți să fii, totuși, în Consiliul de Administrație la învățământ, când tu ai rămas repetent de nu știu câte ori. Dar bătrânul e în Consiliul de Administrație pe la învățământ. Și așa l-a enervat useristul, că bătrânul o bă, repetent, repetent, s-a tras una. Și o tras una. Eu mă așteptam, la consilier local, ăla de la PNL, care când nu era consilier local, urla că domnule, ia uite aici acum fac ăștia și numai pile și pile și pile și pile, dar când a ajuns consilier local, hop, și au -o angajat-o pe fică să în primărie. Eu mă așteptam ca să vină PNL-ul să spună, domnule, nu-i normal. Mă băiete, consilier, neconsilier, te dăm afară. Nu mă partidul fără un consilier. Din potrivă. A venit PNL-ul și a zis, domnule, să fiți atenți la provocările altora. Că noi uh, vedeți că ăștia vă provoacă. Exact ce zicea Ceaușescu. Nu au recunoscut nici în fața Plutonului conformetat țara asta, dădea vina ba pe agenturii străine, ba pe nu știu care trădători. Exact asta face PNL-ul. De ce face asta? Pentru că pur și simplu și-au pierdut gena modernității, pe care între noi fie vorba nu a avut-o niciodată. De la brătieni încoace, care au făcut praf și pulbere țara asta, oras, tot ce putea deveni mai bun țara asta, brătienii oras. Prima dată prin tasul ăla din la 918 și după 918 ora s-o brătianu, tată, și ca prim-ministru și ca ce vrei tu, o făcut o harcia parcea. El o instalat nepotismul și toate măgăriile astea care sunt în țară. Dar nu recunoaștem chestia asta pentru că avem și noi nevoie de eroi. Și în loc să facem erou din ăla care a murit cu arma în mână împotriva comuniștilor, l-am făcut erou pe ăla care o tras în comuniști în, în partizani și i-am și dat o pensie de 1000 sau 1500 de euro. Asta e drama României, că nu-și recunoaște niciodată eroi. Nu-și recunoaște niciodată uh, greșelile. Uite, oameni care n-ar trebui să aibă niciodată nici măcar numele în manuale sunt nume de străzi. Știi că ziceam zilele trecute de generalul Ciupercă. Bă, generalul Ciupercă are nume de stradă prin sud. Știi ce o făcut ăla? și o bătut joc de ăia din Chișinău, cum nu și-o bătut nimeni în joc. Dar nu joc așa că îl bați. Că atunci când te bate cineva, simți că suferi pentru idei. o idee. Odată o lege când a ajuns în Chișinău, băi, să nu mai beți ceai din samovar. Ce te mâncă pe tine grija de unde beau eu ceai? Nu, domnule, eu sunt generalul Ciuper, că și am venit aici să fac ordine. Eu sunt român, mândru că sunt român. Vă ia am mai dracului pe toți moldovenii, Bă să nu mai faceți foc în, să nu mai faceți foc în, în, în ceai, în chestiile alea, da? O lege gratuită. De ce? Pentru că puteam. Pentru că putea și nu știa ce era samovar și atunci zis, da, bă, eu pot să fac chestia asta. Asta au făcut românii despre care știm în manuale, românii cărora le vedem numele, ca nume de bulevarde, au făcut mereu chestia asta. O desfăcut acum vai ce statuie facem a ăluia generalului nu știu care care au mers în Budapesta și au făcut nu știu ce. Băieți, dacă nu erau generalii americani care să le spună stop jafurilor, armata noastră făcea urât, urât, urât. Era un jaf total. Da? Inclusiv macrameurile, mă, le-o luat de acolo. 4.000 de telefoane smulse, că nu mai văzut ăla care au pus o pinca, ăla nu a văzut în viața lui telefon și a crezut că e un fel de nu știu, extraterestru. Și au intervenit generale americane, o să vă arăt într-o seară, scrie chiar în, 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 revistele noastre, la care nu spre la școală, în istoria, de exemplu, da? Au intervenit americanii și au zis, Măi, am înțeles că vreți să opriți, nu știu ce, dar macrameurile ce să alea, ce pericole sunt? Că noi ziceau, domnule, noi știi ce facem? Noi mergem și luăm numai armele de la populație, nu cumva să ne atace. Bine, mă, te atacă cu macrameu, te atacă cu telefonul. Avem noi istoria rușinoasă, dar în loc să o recunoaștem, așa cum și-o recunosc o grămadă de neamuri, noi o băgăm supreș și punem repede, repede statui și nume de bulevarde. Că noi credem că lumea toată e proastă și noi suntem deștepți. Da? Exact așa face, exact așa face și PNL-ul Mutatis Mutandis, în mod evident păstrând proporțiile în cazul ăla de la Gorj. Și între timp, nu băgăm bani în educație, tata, că educația este foarte periculoasă. Știu unde băgăm bani. Și acum ar fi trebuit să fie dosar penal, dar știi cum? Și dați de pereți șmecherașii ăștia de la organizația religioasă, nu știu care, care vine acum să ne arate noze, că vine Dumnezeu cu autobusul de 14. Uite nemernice ce făceau. Au pus copii să facă mătănii pe asfalt, da? Mătănii pe asfalt. Și după așa ceru scuze. Bă, băiete, nu scuze vreau de la tine. Tu ar fi trebuit să fii acum 24 de ore în arestul poliției, tată. Nu mă interesează că ți-ai cerut scuze. Mă interesează că ai dat încă o dată exemplu că România este în evu mediu din cauza voastră a alora care vă credeți văr primar cu Dumnezeu și nepodealul lui Sfânta Mărie. Ăla este cel mai mare bai al României. Pentru că nu este în stare să meargă pe propriile picioare. Fă-mă irigații, nu scoate popii cu Icona acasă plouă. Du-te-mă și fă, fă o școală. Nu pune copilul să facă mătănii. Și mai spui după aia, Vin ăștia să-mi spună că sunt naționaliști, sunt niște talibani, la fel ca talibania, tembeli de dincolo. Singura chestiune e că nu s au ajuns la violență. Dar în rest să pui copilul să dea cu capul de asfalt și să că Doamne, miluiește și popa prinde pește, și că dacă nu poți te abții două ceasuri, spun Pampers. Păi, dacă era copilul meu acolo, unul nu mai rămânea din voi vă băgați pumă poliuretanică în cur și vă împăiam naibii. Cât sunteți voi de credicioși și veri primar cu Dumnezeu? Dumnezeu nu e la pe care îl credeți voi. Dumnezeu chiar nu este un tip prost. Eu nu cred că Dumnezeu este un stupid. Și dacă eu aș fi fost Dumnezeu, doamne, iartă-mă că zic chestia asta, v-aș fi tras un șut în cur de varde la hemoroizi. Niște nemernici care au pus niște copii să facă mătănii, bă, ca în Orient. Mi-a fost rușine să mă uit. Crede-mă că m-am dus și m-am uitat pe ascuns, nu cumva să vadă și copiii la ce mă uit eu. Despre asta vorbim, Tată. Vorbim despre asta pentru că suntem un popor care pur și simplu își pierde gena recunoștinței, gena valorilor și gena muncii. O avem în schimb pe a bârfelor, a gureșeniei și a sclipiciurilor. Și dacă se poate, măcar două trimoște de familie să ne dați, să ajungă la toată lumea, că n-am mâncat de tria în ciorbă și poate le țăpăm în ciorbă și facem o, o feștanie cu ciorba aia. Câteodată îmi vine, în loc de deșteaptă -te române, îmi vine ideea că ar trebui să avem un alt timp. Nu deșteaptă -te române, ci rușine fiene. V-am pupat!